În Biblie este scris de mai multe ori, binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Amin. De ce să fie binecuvântat Domnul din veșnicie în veșnicie? Pentru că există, puțin spus, o multitudine, o infinitate de motive ca să fie binecuvântat Dumnezeu. Și numai veșnicie ar fi de ajuns să fie slăvit Dumnezeu pentru ceea ce este și face. De aceea spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Astăzi, în timp ce veți sta la masă în părtășie, dacă nu mă credeți ce am spus acum, faceți apel la istoria dumneavoastră, la ziua de azi, și veți găsi multiple motive. Cred că au și cei doi motive să binecuvinteze pe Domnul. Și vă doresc o binecuvântare din aceeași gamă, să fiți binecuvântați pentru veșnicie. S-a citit astăzi din cartea Rut și mi-am amintit de un episod din istorie. Se spune că a venit Benjamin Franklin din Europa, în Franța, și a făcut referire la un episod din această carte frumoasă, care este un poem cu multe valențe. Și unul dintre francezi l-a întrebat: domnule, știu că sunteți un om de vastă cultură, din ce carte ați citat? Și l-a zis: din Biblia aceea pe care voi ați lepădat-o, că nu de mult avusese loc Revoluția franceză. Dragii mei, ceea ce am citit asta a petrecut cândva cu 3000 de ani în urmă. Și bine spunea Luther, apropo de cuvântul veșnic, că Biblia nu e nici antică, nici modernă, este eternă. Din cartea aceasta vreau să vă spun câte ceva. Unele lucruri doar vi le reamintiți, vi se fixează mai bine, poate altele într-o anumită formă nu le-ați avut, și fie ca Dumnezeu prin Duhul Său să ne cerceteze inimile. Amin. Și viețile noastre de familie, după fiecare nuntă sau mai mult, după fiecare prezență în casa Domnului, să fie mai binecuvântate. Amin. Ceea ce spun, pun sub un titlu: biruințele dragostei. Vreau să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat aici, pentru că s-a citit doar secvențial, trei versete. O familie din Israel, pe vremea judecătorilor, spune textul, a plecat în țara vecină datorită condițiilor economice mai bune de acolo. Familia era constituită din bărbatul, femeia și doi băieți. Acolo băieții s-au căsătorit, dar tot acolo a murit soțul acelei femei, pe nume Naomi, Elimelec, și au murit și cei doi băieți. Și a rămas ea cu cele două nurori, Orpa și Rut. Și la un moment dat, aflând că în țara de baștină este din nou binecuvântare și este pâine, cum scrie aici în versetul 6, ea a vrut să se întoarcă în țară și nurorul ei, cu care se înțelege că avea o relație bună, au participat la acea ședință de familie, să o numim, și ea le-a zis: duceți-vă fiecare în casa mamei voastre, asta e țara voastră, eu mă duc în țara mea. Și ele, binevoitoare, au zis, scrie în versetul 10, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a insistat, le-a spus că au mai mare șansă în țara lor să fie din nou căsătorite, și una dintre ele, Orpa, a renunțat, dar cealaltă, Rut, n-a vrut în ruptul capului și a însoțit pe soacră sa în țara lui Israel. Aș vrea să vă arăt acum, dacă am zis de biruințele dragostei, să vedem care sunt dușmanii dragostei. Pentru că, așa cum se spunea, și ceva ușor de știut, trăim într-un continent în care divorțurile fac ravagii. Undeva la 50% sunt țări cu peste 50%, altele cu ceva sub 50% de căsătorii care se destramă. În schimb, pe un alt continent, de exemplu în Africa, divorțul este încă o raritate. Culmea, am zice noi, da? Care sunt așadar dușmanii dragostei? Îi observăm aici, în cazul acesta. S-ar putea în cazul unora să fie alții, dar de aceeași teapă. Ce motive avea Rut să vină cu soacră sa în țara lui Israel sau să nu vină? Și acum vă rog să rețineți și aspectul acesta.
dacă așa de lipit a fost Rut de soacra ei, cât de lipite ar trebui să fie femeile de băiatul soacrei, nu? În primul rând, plecarea departe de ai tăi, chiar în altă țară, necunoscută, nu este un motiv să se rupă o relație. Așa cum se spunea, Rut a acceptat să plece la alt popor. Și sunt situații de familie în care unul a vrut să stea în țară și altul să plece din țară. Dar unii mai nepricepuți se ceartă că unul vrea să stea la oraș, unul la țară. Dar aceste motive nu sunt reale. Rut a trecut cu succes peste această piedică, să o numim acest dușman. Dacă știți astfel de situații, învățați-l pe cel care-i mai cu minte. Spuneți-i că îi dăm premiul întâi. Să accepte și la, adică să se ducă el cu celălalt dacă celălalt nu vine cu el sau unde este el. Un alt posibil dușman, sărăcia. Scrie aici, în versetul 21, că a zis Naomi și rustea foarte bine asta. Erau părtașe la o pungă goală. Mă întorc înapoi cu mâinile goale. Știe în capitolul următor că, potrivit legislației din Israel, Rut s-a dus să culeagă spice. Vă rog să vă gândiți ce înseamnă asta. Un spic de aici, unul de acolo, să facă un mănunc de spice, poate un snop, să ducă acasă, să le bată ele două femei, să coacă pâine. Au fost condiții grele. Da, mi-amintesc cum spunea tatăl meu, când după război, din mălai se făcea pâine, grâu nu era. Și mălaiul era încins. Dar nici aceste motive nu sunt o piedică, un dușman care să nu fie înfrânt în calea dragostei. Și întâlnim din nefericiri situații când unii motivează că celălalt nu aduce destui bani. Niciodată un raționament din acesta mercantil să nu intre în casele noastre. Sub nicio formă, a avea mai mult sau mai puțin nu este o motivație să aducă fericirea sau să fure fericirea din casă. Spunea Domnul, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și tot Domnul spunea, și rugăm să aibă în vedere nevoile noastre și le va avea. Că dacă avem ce mânca, cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns? Chiar că este de ajuns. Dacă ai mai multe haine, nu le poți ține pe toate pe tine odată, nu? Dacă ai mai multă mâncare, tot numai cât e porția normală, este indicat să consumi. Așadar, nu problemele economice sunt în stare să rupă o astfel de relație. Trec mai departe să observăm o altă posibilă problemă care observăm aici. Prin venirea ei în țara lui Israel, Rut, nu avea nicio șansă potențială vizibilă pentru viitorul ei. Evreii au fost reticenți în relațiilor cu neamurile. Ea era văduvă. Și Rut îi spune următoarele cuvinte. Legea leviratului nu putea intra pe rol, ea era prea în vârstă. Zice, eu sunt prea bătrână ca să mă ridic din nou și iar dacă acum aș avea, admit, un copil, mai stați voi 15 ani cum se căsătoreau la evrei până să fii tu din nou nevastă. Deci nu avea nicio șansă. Realismul, să spună cineva, cu astfel de femeie, cu un astfel de bărbat, nu văd în viitor ce se mai poate face, ce se poate rezolva. A venit așa, fără să aibă ceva, cum spunem noi, la mână, ceva să se vadă. Dragostea trece peste toate acestea. Dragostea crede totul, nădăjduiește totul, mărire Domnului. Și aș mai aminti un dușman, poate mai feroce decât cei pomeniți până aici, acestei tinere femei murise soțul. Și ea era gata să admită chiar și
orice i s-ar putea întâmpla și moartea ei. Asta rezidă din cuvintele scrise în versetul 17, sunt tocmai cuvintele ei. Facă-mi Domnul ce o vrea, până la moarte mă duc. Adică mă opresc aici în șirii dușmanii, că nu e o listă de mare palmares, oricare ar fi ei, pot să fie înfrânți, chiar și motivația dumitale, oricare o ai, nu rezistă. Dar știți cum biruiește dragostea? Pe toți dușmanii. Hai să vă citesc din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 7. Spunea Solomon aici, apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Să spună cineva, dacă știi ce viitor a venit peste casa mea, nu te mir că n-a rămas în picioare. Nu există. Râurile n-ar putea să o înnece. Amazonul cu debitul lui și toată apa Nilului cu lungimea lui nu se descurcă. Și dacă ar fi să o prezentăm într-o altă ipostază, această luptă, de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. Am amintit de sărăcie și să vină unul bogat, putred, putred de două ori poate, și să spună la acea femeie, auzi, cu ăsta n-ai nicio șansă pe viitor să fii împlinită, să ai ce ți-ai dorit. Uite eu ce am. Să trăiești 1000 de ani, nu le poți consuma. Și ea să râdă, nu să spună să fie de bun augur pentru ce a auzit, ci așa de milă pentru el, sau poate din dispreț, cum scrie aici. Este dragoste în stare de așa ceva? Să rămână cu coaja ei și să refuse cozonacul altuia? Ba mai mult, iată ce vă citesc din Roman, din capitolul 8. Aici este și mai amplă lista dușmanilor. Spune de la versetul 35, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și enumeră necazul, strâmtorarea, prigonirea, foamete, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia. Și 37. Nu uitați ce titlu am dat, biruințele dragostei. Totuși, în toate aceste lucruri și să li se asocieze oricâte, să-și colaboreze eforturile, rezultatul este același. În toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, slăvit să-i fie numele în veci. Va să zică, Biblia n-are numai teorie, are și un exemplu în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și zice Ioan, noi îl iubim că El ne-a iubit întâi, dar nu îl iubim numai pe El. Dacă vreți, faceți studiu biblic pe 1 Ioan 4 și începutul 5. Scrie acolo că dragostea asta lui Dumnezeu când ne invadează este irezistibilă în potrivirea noastră, dacă suntem cu inima curată, sinceri, îl iubim, ceva mai mult, îi iubim pe ceilalți, pe aproapele. Eu nu știu, Emanuel, care ți-a fost mai aproape de acasă? Tata, mama, din surorile tale, frate tău, sau frații? Dar de acum cel mai aproape, dacă nu crezi cine, îți facem o poză acum. Ți-arăt cine e cel mai aproape de tine. Alina, valabil și pentru tine. Dragii mei, biruințele dragostei sunt de sorginte dumnezeiască. Dumnezeu este dragoste. Și ascultați-mă ce vă citesc din Roman, capitolul 5, versetul 5. Însă dragostea, nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu, și întâlnim între oameni declarații de dragoste fermecătoare, atrăgătoare, dar le seacă izvorul. Oamenii au resurse, capacități limitate. Dar Dumnezeu cât e de limitat? E nelimitat. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aleluia!
Dragii mei, ascultați-mă. Dragostea biruie totul, pentru că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu ne capacitează, ne binecuvintează cu aceste resurse de netăgăduit, de neînlăturat ale dragostei care vine prin Duhul Său în noi. Eu le-aș predica și la cei de afară la nuntă, puțin probabil să mă cheme, dar aș fi pus într-o postură ciudată să le spun ceva ce ei nu înțeleg. Că despre dragostea asta nu pricepe numai cine a avut parte de ea. Numai cine a gustat din izvorul acesta. Cum spunea Domnul femeii la fântână, beata de tine, cinci bărbați ai avut și cu ăsta ești numai în probă. Dar dacă îți dau eu o apă, asta va țâșni într-un izvor în vecii vecilor. Și ce dragoste ne va uni pe toți pentru eternitate. Acesta e Dumnezeul nostru, care ne-a vedit dragoste prin Domnul Iisus Hristos și a turnat-o peste noi prin Duhul Său cel Sfânt. Și dragostea asta are o componentă care este lepădarea de sine, să trăiești totul pentru celălalt. Dar nu este ceva așa de silă, vreo îndatorire fie și sacră, devine o pasiune să iubești. Și când îți faci din asta o țintă, dar repet, asta nu se poate cu resurse proprii, numai de la Dumnezeu, te bucuri să-i oferi totul celuilalt. Și asta până la moarte. Așa să vă ajute Dumnezeu. Nu te frământa ce ai tu și ce n-ai, ce are sau ce n-are ea. Cum a întrebat cineva pe mine acum după ce a plecat scumpa mea soție la Domnul, a zis, cum ești? Zic, dacă ea e bine, ce contează cum sunt eu? Asta e gândirea celui ce iubește. Și îmi par rău să constat că unii au declarat dragoste fără să o aibă, fără să o înțeleagă. Atât a put. De aceea noi facem căsătorii la biserică, de aceea ne rugăm ca să vină Dumnezeu și să-i unească. De fapt, cum să-i unească? Așa să fac o legătură tare, să o înnoade, să nu se mai poată desface? Ai toarnă peste ei cleiul ăsta dumnezeiesc. Și din doi se face unul, nu mai știi pe unde unul își pune celălalt. Că fiecare joacă în favoarea celuilalt. Da, se spune că un copil, mulți băieții că le plac mașinile, s-au oprit lângă un om care tocmai parcase un bolid. Mașină de 100.000 de euro poate. Și spune, băiete, te uiți, ți-ar place să ai o mașină din asta? Poate crezi că-s bogat, zice. Eu am un frate care e bogat. El mi-a făcut o cadou, că noi suntem la noi doi la părinți. Ți-ai place să ai și tu un frate mai mare să-ți fac cadou, măcar așa, o mașină, știe, care să te joci prin curte, că nu era băiatul de condus. Și a spus băiatul ceva ce l-a făcut pe celălalt să se oprească în loc, să scuture capul, să vadă, băi, bine gândit sau se poate gândi și altfel. Și zice băiatul, altceva mă gândeam. Ce? Am un frățior mai mic și de aș avea bani, aș cumpăra o mașinuță cu telecomandă. Nu să vrei să primești, să vrei să dai. Scrie despre macedonieni în Filipeni 4 că voiau să dea, dar n-aveau ce. S-ar putea să ai și să nu vrei să dai. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De cum vă vedeți vreun dușman și ar vrea să se vâră între voi? Nu m-a strigat la Dumnezeu, Doamne, mai toarnă din dragostea aceea să topesc toți dușmanii, nu-i mai zărești nici. Nu în relație cu soția, nici cu soacra, că s-a predicat de rut astăzi. Nu ai probleme cu nimeni. Iubești până în capăt. Dar fără dragostea asta nu există sisteme să țină pe oameni împreună, motivații economice sau de altă natură, toate astea sunt puierile. Țin așa până la primul colț. Spui că n-am văzut și după colț, de-aia n-am gândit așa. Nu, când vine dragostea de la Dumnezeu,
Nu există cotituri care să schimbe gândirea. Cu asta ne ducem până în vecii vecilor. Și închei spunându-vă ce scrie în finalul capitolului 8 din Romani, scrie că și în veacul viitor, nici lucrurile de pe acolo, ce-o fi prin cosmos? Ce mai cuprinde veșnicia viitoare? Nu vor reuși nimic nici să ne încânte, nici să ne distragă de la dragostea asta care a fost lăsată prin Hristos Iisus. Și dacă se spunea că aici pe pământ, după 70 de ani, unii iubesc mai mult, foarte valabil asta decât la început, vreau să vă spun că dragostea noastră cu Domnul Iisus Hristos va fi după o infinitate de ani tot mai dulce și tot mai frumoasă. Intrați în sfera acestei dragoste să vă capteze, să vă copleșească și apoi să ne inunde cu o veșnicie întreagă. Doamne ajută! Amin! Amin.